Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă, bineînțeles, și de asemenea cu un nou invitat, așa că, fără să mai stăm foarte mult în așteptare, îi spunem un venit invitatului nostru, nimeni altcineva decât domnul Valentin Făt, pastor la Biserica Creștină Baptistă Betania din Timișoara. Valentin, bine ai venit la noi în emisiune! Mulțumesc mult pentru invitație, bine v-am găsit! Mă bucur să colaborăm în seara aceasta, să avem această discuție împreună în cadrul emisiunii Realitatea la zi. Este prima, să spunem, apariția ta în cadrul emisiunii. Bineînțeles, vreau să te asigur și vreau să-i asigur și pe telespectatorii, să-i asigur și pe telespectatorii noștri că vom continua și cu alte teme, dar am zis așa că, fiind prima emisiune, să începem tare cu un subiect, aș spune eu, foarte pretențios, foarte sensibil, cu un titlu foarte provocator, așa că haideți să discutăm în seara aceasta despre bârfă. Am numit noi, în mod generic, bârfă, radiografia unui păcat tolerat, bineînțeles, fiind inspirat de un articol pe care tu, cu ceva vreme în urmă, l-ai publicat pe blogul tău. Și articolul care mi-a plăcut foarte mult, mai ales modul în care ai privit lucrurile, bineînțeles, într-un mod la rece, cu sânge rece, să zic așa, poate pe unii a supărat, poate pe unii a bucurat, dar mă bucur că ai avut o abordare corectă față de acest, să spunem, păcat, păcat tolerat, așa cum l-am numit și în titlu. Haideți să începem cu începutul, cu definiția bârfei, pentru că, până la urmă, pentru a înțelege lucrurile așa cum sunt și de a vedea gravitatea acestei molime, da? Păcatul acesta al bârfei, al clevetirii, hai să începem cu definiția. Ce ar trebui noi să înțelegem prin bârfă? Da, bârfa, bineînțeles că o vom defini. Pe de o parte, însă aș dori să spun că atunci când bârfești, știi că faci lucrul acesta, ești conștient de ceea ce faci. Dar ca să oferim și o definiție foarte simplă, a bârfi înseamnă a vorbi despre o altă persoană într-un mod negativ, atunci când persoana negativă nu este de față. Deci cred că sunt aceste două elemente cheie, aceste două componente ale actului bârfirii. Mai întâi este lipsa confruntării. Atunci când bârfesc pe cineva, vorbesc cu altcineva despre persoana respectivă. Cu alte cuvinte, îmi lipsește curajul acesta, curajul unei discuții față către față. Și pe de altă parte, bârfa înseamnă a vorbi în mod negativ. Și a doua componentă este aceasta a vorbirii negative, a într-un fel a defăimării celeilalte persoane. Atunci când bârfesc pe cineva, vreau să scot în evidență anumite lucruri rele din viața persoanei respective. Și chiar dacă vorbesc despre un lucru pozitiv din viața persoanei respective, persoană pe care o bârfesc, obiectul bârfei, voi pune lucrul respectiv într-o lumină negativă. De exemplu, dacă, eu știu, cineva a fost promovat, să spun așa, și eu bârfesc pe tema aceasta cu cineva, nu o să laud promovarea lui, ci mai degrabă bârfa înseamnă că voi spune, da, a fost promovat, dar probabil că a plătit pentru lucrul acesta. Sau voi spune, a fost promovat, dar nu merita să fie promovat. Eu știu, n-are studii suficiente, n-are pregătire suficientă. Adică voi vorbi despre o persoană, cu o altă persoană, fără curajul acesta al confruntării și voi pune persoana pe care o bârfesc într-o lumină negativă. Cred că acestea sunt cele două elemente care definesc și care însoțesc bârfa. Foarte bună definiția și m-am uitat în Dex cu ceva vreme înainte de emisiune și am luat câteva, să spunem așa, sinonime ale bârfei. Am vorbit despre a vorbi de rău, a calomnia, a defăima, bineînțeles, a scorni, a inventa, a spune minciuni,
bineînțeles, cu o anumită intenție. Trebuie să recunoaștem că păcatul acesta al bârfei este, să spunem, foarte comun în mediul nostru în care trăim și, a spune, este chiar promovat, dar are de a face cu ceea ce noi numim comunicarea, vorbirea. Am spus, haideți să începem de la dorința noastră de a comunica. Dumnezeu, încă de la început, de când l-a creat pe Adam, l-a înțestrat cu această capacitate de a comunica. Și Dumnezeu chiar a inițiat actul acesta al comunicării. Ambele direcții, și David și alți mari oameni al lui Dumnezeu, aveau un fel de comunicare cu Dumnezeu. Fie că vorbeau în mod direct, fie că vorbeau prin intermediar. Și noi spunem că comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune. Iar Dumnezeu, la fel, dacă ne uităm în grădina Edenului la începutul, îi vorbea direct lui Adam. Da? Deci, practic, comunicarea aceasta a fost, să spunem, invenția lui Dumnezeu și s-a desfășurat și se desfășoară în continuare sub mai multe forme. Fie direct, fie prin intermediar, da, vorbim despre vremea prorocilor, fie noi către el prin ceea ce noi numim rugăciune, da, prin rugăciunile noastre, către strigă, prin strigătul nostru către Dumnezeu. Totuși, hai să vedem totuși cât de importantă este comunicarea aceasta, că până la urmă de aici este până la urmă vorbirea aceasta un lucru pe care îl putem controla, este un lucru, dacă tot Dumnezeu l-a invitat, e ok să ne bucurăm de, să spunem, de beneficiul acesta pe care ni l-a dat Dumnezeu, sau ar trebui să ne punem un căluș, să facem un legământ cu gura noastră și să nu mai vorbim, pentru că spune Biblia clar că cine e cu neputință ca un om să nu păcătuiască cu gura. Într-adevăr, așa cum spuneai, vorbirea și comunicarea aceasta prin intermediul cuvintelor este darul lui Dumnezeu către noi și dacă stăm să ne gândim, este un dar extraordinar. Procesul acesta al vorbirii, capacitatea aceasta de a comunica prin intermediul cuvintelor este ceva uimitor. Începe, bineînțeles, totul cu gândirea, sau cel puțin așa ar trebui să înceapă, capacitatea aceasta de a procesa idei, de a gândi, și apoi apare vorbirea, care înseamnă o exprimare a ideilor, a lucrurilor la care am cugetat. Tot procesul acesta este în cele din urmă un dar al lui Dumnezeu și este un dar, unul dintre darurile care îl diferențiază pe om de lumea animală. Îmi vin în minte niște versuri de ale lui Costache Ioanid, spunea el așa într-o poezie: dacă am grai și nu muget, să spun ce iubesc și ce nu, și dacă am harul să cuget, și poezia continuă. Capacitatea aceasta de a cugeta și mai apoi de a exprima este ceva extraordinar și un proces extrem de complex. Și așa cum spuneai deja, posibilitatea aceasta de a vorbi cu Creatorul, de a auzi cuvintele Creatorului și mai apoi de a putea rosti și noi cuvinte înaintea lui Dumnezeu, este probabil acea dimensiune care ne înalță cel mai mult, putința de a comunica cu Creatorul. Așa că vorbirea este un dar extraordinar, dar la fel ca toate celelalte daruri pe care omul le-a primit, vorbirea a fost afectată de cădere, de căderea în păcat. Darul vorbirii a rămas acolo, doar că acesta a fost pervertit și el nu mai este folosit așa cum Creatorul a intenționat să îl folosim. Și putem să observăm în viața noastră, în societatea noastră, o mulțime de forme ale pervertirii
acestui dar. Și bineînțeles, sunt anumite forme ale pervertirii darului vorbirii, comunicării prin cuvinte, care șochează. De exemplu, există vorbire violentă și, din păcate, de pildă pe rețelele de socializare, ca să dau un singur exemplu, chiar uneori, chiar pe canalele TV, observăm și asistăm la violența aceasta verbală. Am devenit foarte irascibili și imediat aruncăm vorbe grele. Bineînțeles, există vorbirea aceasta violentă, există vorbire mânioasă. Tot o pervertire a vorbirii este și vorbirea obscenă, atunci când vorbirea noastră exprimă lucruri care nu ar trebui exprimate, imorale. Și bineînțeles, și noi ca popor, nu știu, n-aș vrea să exagerez, n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar poate ca popor avem o problemă inclusiv cu înjurăturile. Unii le privesc ca o chestiune nevinovată, dar în cele din urmă a rosti un nume în viziunea biblică este o chestiune încărcată de putere. Noi, de pildă, chemăm numele Domnului ca să fim mântuiți, ori multe dintre înjurături alunecă fie pe partea obscenă, fie sunt pur și simplu o invocare a blestemului sau o invocare a numelui celui rău. Ori toate înjurăturile acestea nu sunt ceva neutru din punct de vedere moral. Sunt o problemă. Și este vorba de toate aceste deformări ale vorbirii, ale acestui dar, de toate aceste pervertiri care șochează. Dar, după cum se vede și în tema pe care am ales-o pentru emisiunea aceasta, există și pervertiri ale vorbirii care oarecum par nevinovate la prima vedere. Și bârfa, pe care deja am definit-o, este o astfel de pervertire a vorbirii. Jerry Bridges a scris o carte în urmă cu ceva vreme și chiar pot să recomand cartea aceasta ascultătorilor noștri, Păcate respectabile. Și bârfa este unul dintre acele păcate respectabile, unul dintre păcatele pe care le comitem atunci când suntem în adunare, și poate chiar prezența în comunitatea bisericii câteodată și părtășia bisericii devine un focar, că tot se vorbește de focare pentru bârfă, dar și în alte cercuri sociale bârfa este un păcat practicat și toată lumea zâmbește și pare că nu deranjează pe nimeni. Valentin, foarte important ce ai zis și aș vrea să privim bârfa, clevetirea, da? În cele două dimensiuni în care noi, ca oameni credincioși, ne desfășurăm viața de fiecare zi. În primul rând, suntem cetățeni, pe fiecare Dumnezeu ne-a așezat undeva, într-o anumită localitate, știu eu, într-un anumit loc de muncă, la o școală, într-o familie. Acolo unde noi ne desfășurăm activitatea aceasta, să zicem, lumească, da? Unde lucrăm. Pe de altă parte, suntem copiii lui Dumnezeu, da? Suntem credincioși și trăim viața aceasta spirituală. Suntem în același timp cetățeni ai cerului și cetățeni ai pământului. Din punct de vedere omenește, atunci când nu suntem în adunare, într-adevăr și foarte bine ai punctat, bârfa, clevetirea, vorbirea aceasta de rău rănește, aduce frustrare, doare, aduce indignare, supărare, ruperea relațiilor. Și vedem, din păcate, că tot ce înseamnă mainstream media, da, televiziunile, marile canale de presă, își dedică foarte mult timp în a promova bârfa, de a spune despre celălalt, despre cel de lângă noi. Chiar există un termen specializat, tabloid, care asta face. Presa tabloidă, da? Sunt canale de presă, presă scrisă, presă online, da, televiziune, care în fiecare zi asta fac. Iau informații, a spune eu, care n-ar trebui să fie niciodată publice și încearcă să le rostogolească în stânga și în dreapta, dând tot felul de interpretări, astfel încât să aibă priză, să atragă, să îi țină pe oameni ocupați. Asta se întâmplă în lumea seculară, acolo unde suntem și noi.
Dacă ne uităm la titlu și plecăm de la discuția noastră inițială, am spus noi radiografia unui păcat. În momentul când apare cuvântul păcat, automat intervine spiritualitatea, intervenția lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, disciplina lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, care condamnă și, de fapt, de aici și știm că, de fapt, clevetirea, păcatul bârfei și vorbirea aceasta de rău nu este de la Dumnezeu, ci dimpotrivă. Hai să spunem așa, Valentin, și vreau să privim între cele două lumi. Dacă în lumea aceasta, să zicem că o mai scăldăm, facem noi că așa fac și alții și s-ar putea să nu ne arate nimeni cu degetul și să spunem că efectele acestea poate nu sunt atât de dureroase la nivelul la persoane, că până la urmă asta e, afectează persoana despre care se vorbește, persoana în care. Dar când o aducem în lumea aceasta, în contextul nostru frățesc, al adunării, al părtășiei, al relațiilor între frați, între membrii bisericii, atunci cu siguranță are efecte dezastruoase. Așa că hai să vorbim, să vedem că până la urmă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este păcat și să vedem cum putem înțelege și mai ales să vedem efectele acestei moli, mi-am spus eu, acestei boli care ne afectează, ciumă, da? Care afectează lumea, atât lumea seculară, bineînțeles, și mai mult dezastruos chiar lumea creștină. Cum le vezi tu? Da, în primul rând este foarte important să înțelegem adevărata față a bârfei, adevărata față a acestui păcat și este foarte important să percepem bârfa drept un păcat. Pomeneam deja titlul acelei cărți scrise de Jerry Bridges, care vorbea despre păcate respectabile. Și bârfa este într-adevăr acel păcat căruia i-am conferit o aură de respectabilitate și tocmai de aceea este un păcat care se camuflează și care pătrunde foarte ușor în adunările noastre, pătrunde în contextul acesta eclesial și nu ne dăm seama de multe ori cât de mult distruge, cât de mult strică bârfa și cât de mult submine părtășia din adunările noastre. Și am intitulat tema noastră Radiografia unui păcat tolerat și aș dori să subliniez câteva dimensiuni care țin de păcatul acesta al bârfei pentru a o pune în adevărata ei lumină. Și primul lucru pe care l-aș puncta este că bârfa înseamnă a vorbi, așa cum spuneam, într-un mod negativ despre ceilalți, oferea acele sinonime din Dex, unul dintre ele era a defăima. Bârfa înseamnă a vorbi despre falimentul cuiva. Eu știu, poate să fie vorba despre faliment moral, dar poate să fie vorba și despre un necaz, o suferință pe care omul o are și a vorbi despre necazul și despre răul din viața celuilalt într-un mod care ne face plăcere. Și ăsta e unul dintre primele lucruri care ne arată cât de murdar este păcatul acesta. Să ai capacitatea și să poți să vorbești despre o altă persoană, despre răul prin care trece o altă persoană cu plăcere, în loc să-ți producă în mod normal, Domnul Iisus chiar spunea în fericiri, în predica de pe munte, ferice de cei ce plâng, ori o parte din dimensiunea acestei fericiri înseamnă că noi plângem nu doar pentru păcatele noastre, dar plângem și pentru păcatele altora, pentru păcatele unei lumi care merge în cele din urmă spre pierzare, corabia se scufundă. Ori noi privim și nu privim doar la lume, ci așa cum vorbeam, suntem în contextul bisericesc, privim la falimentele sau la suferința fratelui nostru și vorbim cu o altă persoană
despre ceea ce s-a întâmplat acolo și o facem cu plăcere. Și aici se instalează și se lipește de bârfă un alt păcat, pentru că niciodată un păcat nu apare singur. Întotdeauna un păcat este generat și generează la rândul lui alte păcate. Și în sensul acesta, bârfa este legată de păcatul mândriei. De ce vorbesc cu plăcere despre falimentul moral al celuilalt? De ce vorbesc cu plăcere despre, eu știu, suferința prin care a trecut sau trece? Pentru că mă socotesc superior lui. Și mă gândesc, de pildă, dacă cineva a falimentat, eu știu, să zicem că a falimentat în viața de familie. Eu privesc la familia mea, eu știu, poate copiii mei sunt ascultători și nu sunt rebeli ca ai lui și mă socotesc superior și spun, uite, eu sunt mai bun decât el. Sau poate să fie vorba despre o boală care a lovit pe cineva, pe unul din frații sau surorile noastre sau familie, și în loc să ne rugăm, în loc să ne folosim vorbirea pentru a încuraja persoana respectivă, vorbim cu altceva și spunem, o, da, a bârfi suferința cuiva înseamnă a spune, da, trece pe aici, dar las că știu eu de ce a pățit așa, trece pe aici, dar merita în cele din urmă să treacă pe aici. Așa că asta e prima dimensiune pe care aș dori ca ascultătorii noștri să o rețină din radiografia aceasta a bârfei. Bârfa înseamnă a vorbi cu plăcere despre suferința sau falimentul moral al cuiva și bârfa izvorăște aici din mândrie. Eu mă socotesc mai bun ca cei care povesteau Domnului Iisus Hristos despre tragedia galileenilor măcelăriți de Pilat și ei credeau galileenii au pățit asta pentru că au fost răi, dar noi nu o să pățim și Domnul le spune, trebuie să vă pocăiți și voi, trebuie să aveți gândul acesta al pocăinței, dar vorbesc cu plăcere despre răul al cuiva și noi credem când bârfim că vorbim despre persoana respectivă, dar practic implicându-ne în actul bârfei, asta vorbește foarte mult și despre noi și despre calitatea persoanei noastre. Excelent, foarte bine descris. Aspectul acesta al relațiilor, a problemelor care apar în relațiile din adunare, până la urmă se răsfrângă asupra tuturor din comunitate. Și de ce? Pentru că bârfa are un dar cu ghilimele de rigoare, că se transmite de la o persoană la alta, de obicei denaturată. Asta este pentru că ca și un zvon pe calea aceasta orală, atunci când de la o persoană la alta se duce vorba, de obicei îi se mai adaugă, se mai înflorește și ajungi ca de la o realitate câteodată să se ajungă la, nu știu ce, să spunem, informație falsă, la o informație care într-adevăr aduce prejudicii persoanei despre care se vorbește și bineînțeles, dacă vorbim despre adunare, despre biserică, despre trupul Domnului Hristos dintr-o anumită locație, adunarea locală, aduce tulburare și, bineînțeles, ruperea acestor relații. De obicei, toate se sparg și ajung la păstor, ajung la cel care, într-adevăr, se ocupă de hrana bisericii. Așa că, dacă ne gândim la ceea ce înseamnă efectul acesta nociv, a spune că este fatal. La un moment dat poate aduce starea aceea de moarte spirituală. Până la urmă, te răcește, te rupe și mulți oameni, și mă gândesc la câteva exemple pe care le-am în minte, oameni care n-au mai venit, s-au rupt de adunarea locală datorită vorbelor care s-au tot plimbat în stânga și în dreapta, multe dintre ele denaturate într-o formă foarte, foarte agresivă. Vreau să spun, dacă te-ai lovit de problema aceasta, în realitate, dacă ai văzut, să spunem așa, cazuri în care bârfa a afectat și, bineînțeles, a produs răni.
Da, cu siguranță că am văzut și am întâlnit de-a lungul slujirii astfel de cazuri. Bineînțeles, și acum trebuie să fiu onest la o astfel de emisiune, vorbind despre păcatul acesta al bârfei, mi-ar plăcea să spun, n-am fost atins niciodată de el, am studiat doar să văd ce este bârfa, pentru că nu m-am făcut vinovat. Din păcate, o parte din lucrurile prezentate le cunosc și pot să le prezint, pentru că și Domnul știe lucrul ăsta, au fost momente în care cu siguranță că m-am făcut și eu vinovat de ele, dar aș adăuga ceva la ceea ce spuneai tu mai înainte, și anume la înflorirea aceasta. Auzi ceva și simți nevoia să înflorești, pentru că răul celuilalt și necazul celuilalt îți produce plăcere, și atunci cu cât răul acesta este mai mare, cu atât și plăcerea va fi mai mare și vei simți nevoia să amplifici, să mai condimentezi și tu un pic. Și am întâlnit câteodată situații în care erau oameni dezamăgiți că în cele din urmă bârfa s-a dovedit a fi nu doar o exagerare, ci s-a dovedit a fi o minciună în cele din urmă. Și paradoxal, mare, mare dezamăgire când s-a dovedit că de fapt e o informație falsă, nu e așa. Dar după cum spuneai, bârfa este un păcat care subminează, aș îndrăzni să folosesc cuvântul acesta, subminează părtășia în adunările noastre și afectează părtășia în adunările noastre, pentru că bârfa înseamnă, printre altele, vorbind despre radiografie a bârfei, implică și această formă de trădare, ca să spun așa. Vorbesc cu altcineva despre altcineva și în cele din urmă persoana bârfită, pentru că așa se întâmplă în comunitate, aude, află lucrul acesta. Și bineînțeles, când eu mă uit la fratele X sau la sora Y și știu că în urmă cu puțină vreme, poate, a fost o întâlnire în care X sau Y au vorbit despre mine și m-au bârfit, dar acum nu mai au curajul să-mi spună și mie când suntem față în față, asta subminează încrederea mea în ei. Și bineînțeles, subminează căldura părtășiei. Părtășia nu va mai fi niciodată aceeași, chiar dacă cel bârfit, să spunem, nu află că a fost bârfit, dar cei doi sau trei sau patru, că poate să fie un grup mai mare care bârfesc, nu vor mai avea libertatea părtășiei cu persoana respectivă. În momentul acela, conștiința lor va fi apăsată. Și pur și simplu părtășia este blocată, ca să nu mai spunem că bârfa este un păcat care în cele din urmă blochează părtășia noastră cu Duhul Sfânt și lucrarea Duhului, că în cele din urmă părtășia adunării și a bisericii, cum tu spuneai la început, este una spirituală, intrăm pe tărâmul spiritual, Duhul Sfânt e cel care ne aduce împreună, ori bârfa blochează această lucrare a Duhului Sfânt și de multe ori venim la adunare și am auzit și eu lucrul ăsta și am simțit și eu lucrul ăsta. Simțim că nu este căldura părtășiei, simțim că nu este puterea spirituală care ar fi de așteptat să fie acolo. Ori de multe ori părtășia, puterea aceasta lipsește și părtășia autentică lipsește pentru că ne-am îndeletnicit poate prea mult în timpul săptămânii cu bârfa. Ori în momentul în care facem lucrul acesta, nu putem să ne așteptăm să existe putere spirituală în adunare. Pentru că atunci când venim la adunare, fie că și dacă nu ieșim în față, și dacă nu ne rugăm cu voce tare, și dacă nu predicăm, fiecare dintre noi contribuie cu ceva, aduce ceva. Ori o viață în care s-a cuibărit bârfa și bârfa este la ea acasă, chiar dacă persoana respectivă nu participă activ cu nimic în timpul serviciului, prin prezența ei acolo, va submina părtășia spirituală a bisericii. Un pasaj în Sfânta Scriptură și l-am găsit în Cartea Proverbe, apropo, ca să întăresc ceea ce ai zis, spune că cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce se
ție s-a încredințat. E vorba despre Proverbe 11, versetele 12 și 13. Valentin, acum mă întorc la ideea aceasta de a ține pentru sine ce i s-a încredințat. Acum noi suntem oameni, trebuie să recunoaștem. Și omul are câteodată nevoia aceasta de a se descărca, de a spune cuiva. Nu cred că e cineva dintre noi, să spunem, atât de corect și de puternic și de tare în credință, încât la un moment dat să nu aibă nevoie de a se sfătui, de a spune cuiva o problemă, de acasă, de la serviciu. Omul de asta și trăiește în comunitate, că altfel fiecare am fi trăit în peștera noastră, în izolat, și am fi fost numai noi cu Dumnezeu. A spune că unul din părțile acestea extraordinare ale vieții este că Dumnezeu ne-a pus să trăim împreună, să stăm în comunitate. Asta înseamnă că ne bucurăm atunci când trebuie să ne bucurăm împreună și suferim atunci când trebuie să suferim împreună. În procesul acesta, și chiar mă gândesc la procesul acesta al consilierii, al spovedanii, ca să folosesc un termen mai clasic, atunci când omul, cineva, are ceva pe suflet și are nevoie să se descarce, să-i spune, să-i împărtășească o slăbiciune, știu, să se roage pentru, în dorința de a obține suport. Da? La un moment dat trebuie să spui ca cineva să se roage, trebuie să-i spui pentru ce. Și asta înseamnă și o anumită expunere. Sunt cazuri și vedem și în versetul acesta că datorită acestor scurgeri, să spun, de informații, atunci când oamenii se deschid și cei care li s-a acordat încredere, nu-și singura, hai să spunem așa cum spune și Biblia, nu-și singura și nu știu să păstreze informațiile acestea, da, confidențiale, atunci aduce o rană mai mare decât cea inițială și omul se răcește și nu mai are încredere. De aceea, la un moment dat, tu vezi, și tu ca păstor, vezi că omul acela este măcinat, este apăsat, nu este într-o stare cea mai bună, dar el refuză să se deschide, refuză să discute cu tine. Nu are încrederea. De ce? Nu că ar fi făcut ceva relația ta cu problemă, nu că s-ar fi lovit de o problemă cu tine, ci experiențele din trecut l-au dezamăgit și asta l-a afectat. Ce părere ai? Da, aici ai atins un punct foarte important și un punct, ca să spun așa, sensibil, pentru că am asistat și la altfel de situații și cunosc astfel de situații în care nu s-a respectat porunca, până la urmă, porunca Domnului din Proverbe și îndemnul de acolo, care vorbește despre sufletul credincios ce ține ce i s-a încredințat. Și asta duce, așa cum sublineam și mai devreme, duce la un climat de neîncredere. Mai ales că de păcatul acesta poate ne-am făcut noi păstorii vinovați câteodată. Ori în cele din urmă păstorul stă înaintea adunării, conduce adunarea și în momentul în care păstorul se face vinovat de această trădare a încrederii, de faptul că a vorbit și a spus lucruri care au fost încredințate, în momentul acela se creează un climat de neîncredere și vine un climat de neîncredere peste întreaga adunare. Acum, într-adevăr, nu este ușor, și asta pot să spun și din experiența pastorală, nu este ușor să ții lucrurile astea. Consilierea spirituală și pastorală, nu știu cum se vede din afară, dar este o lucrare grea, o lucrare care te încarcă. Tocmai de aceea cred că fiecare păstor trebuie, cu ajutorul Domnului, să-și vadă, trebuie să ne vedem limitele și limitările și să nu ne întindem peste acestea, dar întotdeauna, atunci când ni s-a încredințat ceva în taină, ni s-a încredințat nouă, întotdeauna să păstrăm
și să nu ducem mai departe. Bineînțeles că diavolul este foarte viclean, foarte șiret aici, în punctul acesta, și dacă ți s-a încredințat ceva, așa cum spuneai tu, cineva a venit să plângă pe umărul tău, a venit să-și împărtășească durerea, niciodată nu vei auzi și nu va veni șoapta în boldul acesta, du-te și bârfește-l, acum du-te și bârfește-l, dar va veni în boldul acesta, mai împărtășește cu cineva, și asta am auzit-o de atâtea ori, nu? Împărtășește cu cineva ca să vă rugați împreună. Și atunci noi spunem și îmbrăcăm sub forma aceasta frumoasă bârfa. De fapt, eu am împărtășit un motiv de rugăciune cu sora sau cu fratele, sau noi în grupul nostru am vrut doar să ne rugăm pentru persoana respectivă, nu am vrut să bârfim. Și aici din nou vedem cum diavolul lucrează cu multă viclenie, și ceea ce Dumnezeu a făcut bun, darul lui Dumnezeu, biserica, comunitatea, posibilitatea de a împărtăși, de a plânge unul pe umărul celuilalt, este din nou un dar din partea lui Dumnezeu pentru a ne sprijini, pentru a ne ridica. Dar în momentul în care mergem și transmitem mai departe ceea ce ne-a fost încredințat, în momentul acela noi pervertim darul acesta bun și se creează tocmai opus, un climat de neîncredere. Și ispita e mare aici, pentru că bârfa înseamnă a cunoaște un secret în cele din urmă. Trebuie să fie ceva ce nu știe toată lumea, trebuie să fie ceva valoros, ceva ce ai primit tu. Mi-amintesc că eram la țară, dau exemplu ăsta, eram la țară într-o dimineață, într-un sat în România, și am văzut pe una dintre doamnele mai în vârstă, una dintre băbuțe, hai să-i spun așa, cum se ducea la vecina ei, le cunoșteam pe amândouă, și doamna care mergea, ea e un pic mai bătrână, e un pic mai șchioapă, merge mai greu. Ei, dar de data aceasta avea o viteză formidabilă. A trecut așa rapid pe lângă mine și în momentul acela am știut, se duce pentru că a aflat ceva, ea locuia la drumul mare și prietena ei bună stă pe strada asta și e ceva proaspăt, e ceva valoros. Trebuie împărtășit. Din păcate și în biserică facem de multe ori la fel. Hai că am marfă proaspătă, am ceva bun, mi s-a încredințat ceva bun. E așa de sec parcă să ții pentru tine lucrul ăsta, dar asta este calea și Domnul să ne ajute să ne înfrânăm. Apropo de ideea asta ta, mi-aduc aminte, pregătindu-mă, și de fapt, cred că ai să găsești chestia asta și în manualele de presă, manualele de comunicare, în special în manualele acestea de televiziune, la secțiunea știri, atunci când se vorbește despre știri, și asta o știu din practică de la oameni cu experiență din televiziune, mi-au spus așa, că nicio știre nu e bună dacă nu e o știre rea. Și ei mi-au spus să știi că nu este vina noastră că noi dăm știrile și într-adevăr știrile rele au o anumită căutare, ci este dorința omului. Oamenii sunt mai interesați să afle de lucruri rele care s-au întâmplat decât de lucruri bune. Pentru că se întâmplă foarte multe lucruri bune, dar pe acelea nu le vor duce în stânga și în dreapta, ci mai degrabă ei sunt interesați să vadă accidente, dezastre, probleme, bătăi, scandal, da? Și asta era motivația lor pe care mi-au dus atunci când i-am întrebat de ce totuși majoritatea știrilor care apar la televiziune sunt știri negative. Și mi-a zis, nu e vina noastră, asta cere omul. Telespectatorii asta își doresc pentru că asta este tendința omului de a căuta cu interes lucrurile care sunt rele și lucruri care îl înspăimântă. În rest, lucrurile bune sunt mult mai multe decât lucrurile rele. Dar pentru asta nu există interes. Da, există ceva în inima noastră care rezonează, dorința asta oarecum de a vedea
rău altuia și oarecum dorința asta este hrănită și amplificată de știrile pe care ele își găsesc ecou, așa cum spuneai, oamenii cer lucrul acesta și apoi ascultând mereu știri de genul acesta, dorința va fi amplificată tot mai mult și bineînțeles va fi practicată și va modela viața noastră prin faptul că bârfa se va extinde în societate. Bineînțeles, atunci când privim la știri, ne place întotdeauna să primim știri rele, dar dacă se poate să fie despre alții, să fie departe de noi. Avem mereu impresia aceasta, cum spunea Tolstoi, cred că războiul e în altă parte, lucrurile rele se întâmplă în altă parte. Dar, din păcate, într-adevăr, așa este, ne hrănim și nu vorbim aici doar de emisiunile de știri. Apar tot felul de emisiuni mai nou, care pur și simplu, de exemplu, știu că la un moment dat era o emisiune care investiga relațiile, tot felul de relații dintre cupluri și cum unul își trădează soția și soția își trădează soțul, și oamenii privesc la lucrurile acestea și se regăsesc în ele și lucrurile astea sunt hrănite. Și fie privești, așa cum spuneai, te bucuri de știrile rele, te bucuri de răul altuia, fie apare și invidia, că atunci când bârfim și invidia are loc. De pildă, vezi că, nu știu, unul are o slujbă mai bună decât tine, vezi că unul are bani mai mulți decât tine, eu știu, are casă mai mare decât tine. Și atunci din nou vei vorbi, deși îți este superior, deși vorbești despre binele lui, dar vei calomnia. Vei spune că da, și-a făcut casa respectivă, dar banii o fi furat. Da, are slujba respectivă, dar pe pile și pe relații, de fapt, el nu o merită. Și de aici se naște cancanul despre care vorbeam și tabloidele, care înseamnă a privi la cei mai mari și mai realizați decât tine și ai bârfi, ai invidia și ai defăima în cele din urmă. Și, bineînțeles, media hrănește și hrănesc și ei impulsurile astea. Așa este. Valentin, cred că putem discuta mult și bine despre efectele negative a ceea ce numim noi bârfă, da, clevetire. Haideți să vedem totuși ce zice Biblia despre vorbirea după cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă vorbirea? Am stabilit de la început că vorbirea este darul lui Dumnezeu, ne-am înzestrat cu această capabilitate și dacă tot o avem, zic că e bine să o folosim așa cum Dumnezeu ne-a dat manualul de utilizare. Și cred că manualul de utilizare se găsește în Sfânta Scriptură. Și hai să vedem, până la urmă, să lăsăm răul deoparte și să vedem ce spune Biblia că ar trebui să facem cu vorbirea aceasta, atât în societate și, bineînțeles, cu atât mai mult în adunare. Da, să ne ajute Domnul să lăsăm în urmă, nu doar aici în cadrul emisiunii, ci în viața de zi cu zi, să spunem un nu hotărât și să ne ajute Domnul, poate și pentru asta trebuie să ne rugăm, să ne dea Domnul dorința aceasta de a renunța, dorința de a ne vindeca de bârfă, dar întotdeauna în viața creștină apare dimensiunea aceasta negativă, a spune nu păcatului, mai ales atunci când îl vezi în toată urâțenia lui, dar există și dimensiunea asta pozitivă. Trebuie să spunem da lucrurilor bune și să folosim în mod legitim darul vorbirii pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și aș puncta aici câteva lucruri. Mai întâi, să înlocuim bârfa cu rugăciunea. În Scriptură ni se dă îndemnul, porunca aceasta, rugați-vă neîncetat. Și nu ni se dă doar porunca, ci avem exemplele multor oameni ai rugăciunii pe paginile Scripturii. Și mă întreb ce ar fi dacă atunci când auzim ceva despre o altă persoană, în loc să ducem vorbele mai departe sau în loc să stăm și să vorbim cu persoana care dorește să bârfească împreună cu noi, ce ar fi dacă am spune persoanei respective, hai să ne rugăm acum,
pentru persoana respectivă. Hai să aducem situația înaintea Domnului. Sau în loc să mă duc eu și să împărtășesc cu alte persoane, ce-ar fi să rup lanțul acesta al bârfei și să mă pun pe genunchi, să trec numele respective pe lista mea de rugăciune și să nu mai vorbesc cu alți oameni despre persoana respectivă, ci mai degrabă să vorbesc cu Domnul despre persoana respectivă. Așa că cred că primul remediu atunci când vorbim despre bârfă este rugăciunea, a investi mai mult în vorbirea cu Dumnezeu. Și în momentul în care te rogi cu adevărat și vorbești cu Dumnezeu, stai de vorbă cu Dumnezeu, bârfa se diminuează și în cele din urmă piere. Dar mai este ceva aici, trebuie să înlocuim bârfa, cred, cu vorbirea de bine. Ce vreau să zic când spun vorbirea de bine? Apostolul Pavel spune în Efeseni, cred că și în Coloseni, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, adică folosiți-vă vorbirea pentru a vă zidi spiritual unii pe alții. Practic, o mulțime mare din psalmi conțin mărturiile unor oameni ai lui Dumnezeu care spun, iată cât de minunat a lucrat Dumnezeu în viața mea. Cred că a vorbi cu psalmi înseamnă a mărturisi despre ceea ce Domnul a făcut și face în viața ta. Și mai este un verset care îmi place tare mult. Vorbirea voastră să fie mereu cu har, dreasă cu sare, spune Apostolul Pavel. A vorbi cu har înseamnă a manifesta har față de ceilalți, așa cum tu ai primit har. A nu le evidenția greșelile, a nu le aduce, a nu vorbi cu alții despre greșelile altora, ci mai degrabă a arăta har. Dar îmi place și dreasă cu sare, îmi place mult expresia aceasta. Sarea era pusă în vremurile respective, era folosită în calitate de conservant. O puneai pe o bucată de carne, o puneai pe un aliment și acesta se păstra. Și cred că o vorbire dreasă cu sare este o vorbire care în niciun fel nu este explicată, care nu mai contribuie la corupția morală care deja există și se manifestă în lume. Și încă un lucru legat de o vorbire dreasă cu sare. În vremurile vechi, jertfele erau drese cu sare. Atunci când aduceai înaintea lui Dumnezeu anumite jertfe, intervenea acolo și sarea. Ele erau drese cu sare și cred că ni se reamintește aici când ni se spune vorbirea să fie dreasă cu sare, că vorbirea noastră în cele din urmă este un act de închinare, o jertfă pe care o aducem lui Dumnezeu și de aceea principala noastră preocupare atunci când vorbim trebuie să fie ca Dumnezeu să fie onorat prin vorbirea noastră, vorbirea noastră să fie o jertfă pentru Domnul. Slavă Domnului! Așa trebuie să fie și nu puteam lăsa discuția doar pe partea aceasta a negativului, da? A ceea ce înseamnă vorbirea de rău și să nu venim și cu varianta biblică a ceea ce înseamnă vorbirea și, bineînțeles, la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a dat această gură, dacă tot o hrănim, haideți să o folosim și spre binele celor care sunt lângă noi, să încurajăm, să zidim și mai mult să o folosim pentru ceea ce a fost, pentru rugăciune, pentru susținerea celor din jurul nostru. Valentine, ne apropiem de încheiere și vreau să discutăm un alt aspect. Și spuneai tu așa foarte deschis în seara aceasta și acela lucru îl pot spune și eu, că fiecare dintre noi, dacă stăm să ne uităm atent în viețile noastre, nu avem cum să nu spunem că și noi am fost afectați de boala aceasta. E ceva care vine, fie că vrei, dar foarte mult câteodată fără să vrei, te trezești în mijlocul unor discuții, unor, să spunem așa, plimbări a unei informații, că duci o vorbă de la unul la altul și la un moment dat îți dai seama că de fapt ceea ce ai spus nu era așa de adevărat cum credeai. Deci, practic, toți am fost, să spunem, loviți de boala aceasta la un moment dat. Și uitându-ne la Sfânta Scriptură, vedem clar că Biblia condamnă
și îi spune clar că este un păcat. Un păcat câteodată tolerat, dar este un păcat. Acum mă pun în fața celui care conștientizează că e lovit de păcatul acesta, că practică vorbirea aceasta de rău, că îi face plăcere să ducă vorba de la unul la altul, că nu se poate abține. Și atunci, în păcatul acesta, cu siguranță, știm că până la un moment dat aduce moarte, aduce frustrare, dar persoana respectivă totuși dorește să se vindece, dorește să scape, dorește să devină un vorbitor al adevărului, un om care comunică ceea ce trebuie să comunice. Și acest om își dorește să scape de păcatul acesta. Știți că noi când ne gândim la păcate în adunare, ne gândim la păcate grele, ne gândim la cele de natură sexuală sau știu eu, tot felul de lucruri care, sau financiară câteodată, dar mai puțin la chestiile acestea pe care le luăm așa, ca păcate poate mai puțin importante și care putem trece cu vederea. E, tocmai asta este ideea, că în timp și aceste păcate, și unul dintre ele este bârfa, încetul cu încetul produc răni, răni care cu greu se mai pot vindeca. Care este soluția pentru o asemenea persoană, un om din casa lui Dumnezeu, un om care de-a lungul anilor poate s-a preocupat cu aduce vorba de la unii la alții și într-adevăr își dorește cu toată inima să scape? Aș puncta două lucruri ca să fie ușor de reținut pentru ascultătorii noștri. Cred că bârfa se poate vindeca mai întâi prin curaj. Bârfa, în esență, este un act de lașitate, nu ai curajul confruntării. Ori pentru a opri bârfa trebuie să ai curaj. De pildă, când cineva vrea să bârfească cu tine, să ai curajul de a-l opri. Să spui nu, eu nu fac așa ceva, hai mai degrabă să ne rugăm. Sau dacă ești într-un grup în care se practică așa ceva, dacă vezi că, eu știu, un grup de studiu biblic s-a transformat într-un grup de bârfă, să ai curajul să te ridici în mijlocul lor și să spui nu este bine ceea ce facem. A face lucrul acesta înseamnă a fi un om curajos, înseamnă a-ți asuma lucrul acesta. Poate vei crea nemulțumiri, vei fi socotit, cum spun englezii, wet blanket, o pătură udă, cel care strică bucuria celorlalți, dar asumă-ți faptul că tu nu bârfești și ai curajul să spui lucrul acesta. Cartea Proverbelor spune că atunci când dispar, e ca un lemn, când nu mai sunt lemne, focul se stinge și atunci când nu mai sunt clevetitori, ceapta se potolește. Dar în același timp, al doilea cuvânt, pe lângă curaj, este dragostea. Cere-i Domnului să toarne prin Duhul lui cel Sfânt în inima ta dragoste pentru ca să iubești pe frații tăi. Spune una dintre cântările noastre: vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Ori în momentul în care îl iubești pe fratele tău, în momentul în care te rogi pentru el în mod constant, în momentul în care stai de vorbă cu el, pentru că dragostea înseamnă inclusiv a căuta pe cineva, a-l întreba de sănătate, în momentul în care faci lucrul acesta, nu vei mai avea libertatea să bârfești. Preocupările tale, dragostea ta pentru el, îți va umple inima, îți va umple timpul și bârfa nu își va mai face locul acolo. Și în același timp, uite, aș mai puncta încă un lucru final. Trebuie să ne gândim la mărturia noastră, la mărturia noastră ca biserică. O comunitate în care bârfa este la locul ei este o comunitate cu o slabă mărturie. Și să nu uităm nici faptul că Duhul Sfânt locuiește în noi. Noi avem impresia câteodată că Domnul rămâne închis în adunare și ne așteaptă să venim din nou duminica viitoare. Nu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu își face templu din trupul nostru, locuiește în noi în permanență, este rezident permanent. Ori atunci când voi fi ispitit să bârfesc data viitoare, să conștientizez lucrul acesta: Duhul Sfânt este în mine, Dumnezeu mă vede, Dumnezeu știe ce fac, Dumnezeu ia act de fiecare vorbă și voi da socoteală pentru fiecare vorbă. De aceea să învățăm să tăcem mai mult și atunci când vorbim, să vorbim cu dragoste. Slavă Domnului! Aș mai citea acum la final un verset din Zaharia,
din capitolul 8, care spune: iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape lui său adevărul, judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproape lui său și să nici nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. A zice, așa cum ai spus și tu, dragoste, vorbire în adevăr, vorbire zizitoare și dându-ne silința. E un proces în care trebuie să faci ceva, să-ți dai interesul, cu siguranță vor aduce rezultate. Toate aceste lucruri care țin de vorbele acestea fără rost, da? Vor dispărea atunci când fiecare om, fiecare dintre noi vom conștientiza pericolul acesta al bârfei și mai ales ne vom da toată silința să urmărim binele aproape nostru, să-l iubim și să, de asemenea, să ne dorim binele comunității. Valentin, îți mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. A fost o discuție extraordinară. Am spus că este un subiect dificil. Iată că cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu tine, am reușit să-i dăm de cap și să aducem ceva lumină, o pată de lumină în problema aceasta, care, trebuie să recunoaștem, ne afectează pe toți. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și pe tine, mult succes, mult har și spor în lucrarea pe care o faci. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră pentru prezența în fața miților ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!